Socul face parte dintr-o grupă de arbuști cu 20-30 de specii. Cea mai cunoscută și răspândită este socul negru. Florile care apar la începutul verii sunt parfumate. Fructele se prezintă sub formă de ciorchine cu bobițe negru-violacee. La noi, socul este foarte cunoscut datorită socatei, băutura care se prepară din florile acestuia. Florile de soc se consumă cel mai adesea sub formă de infuzie, socată, sirop de soc și pulbere. Cunoscut datorită proprietăților antiinflamatorii și sudorifice, socul este un aliat extraordinar și în dietele de slăbire, pentru că inhibă apetitul și ajută la stimularea digestiei. Are capacitatea de a regla metabolismul și este un excelent detoxifiant. Socul se recomandă în stări de răceală și gripă, ajută la refacerea tonusului atât psihic cât și fizic, conferă energie și vitalitate. Conține antioxidanți puternici și vitamine A, B și C, acid malic, ulei esențial și mucilagii. Acestea întăresc sistemul imunitar și ajută la buna funcționare a întregului organism. Are efect antiinflamator și depurativ. Favorizează eliminarea toxinelor și ajută la eliminarea lichidelor reținute în exces în corp. Este indicat persoanelor care suferă de gută, dar și celor cu probleme reumatice. În acest caz, se prepară o infuzie concentrată de soc și se adaugă în apa de baie. Socul stimulează activitatea intestinală și combate constipația. Se consumă câte o linguriță de pulbere de flori de soc înainte de ora mesei. De asemenea, consumul socatei ajută la reglarea tranzitului intestinal. Socul poate trata bolile de piele, în special acnea și eczemele, calmează mâncărimile și iritațiile. Rănile superficiale se vindecă mai repede sub efectul plantei. Plantele medicinale pot ameliora sau trata numeroase afecțiuni, fără a produce efecte secundare. Cu toate acestea, nu este recomandat consumul acestora fără a cere sfatul medicului, mai ales dacă suferiți de o boală cronică și urmați un tratament medicamentos.